O majoritate parlamentară care din start ar evita blocarea alegerilor președintelor ar fi în beneficiul Republicii Moldova. Datoria partidelor parlamentare este de a consolida societatea, nu de a o dezbina. Pornind de la acest pericol, PCRM lansează un apel către partidele parlamentare de consolidare a societății, transmite Info prin Neo. În cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă, comunistul Artur Reșetnikov a declarat că alegerea președintelui țării este punctul în care ar putea începe o criză politică, de care nu au nevoie cetățenii Republicii Moldova, indiferent pentru cine au votat. Din start ar fi corect să fie evitat acest blocaj care ar putea să apară în martie 2016. Cred că e timpul să coborâm de pe baricade, să nu ne mai împușcăm politic unul în altul. Suntem o țară, suntem un popor și este important să facem ceva pentru cetățenii Republicii Moldova. Dacă vom arunca săgeți unul în altul, țara nu numai că va stagna și va rămâne pe loc, dar există riscul ca să se ducă în întuneric, a spus Reșetnikov. Politicianul a menționat că PCRM nu s-a adresat direct partidelor. Aceasta a fost o hotărâre internă a formațiunii, dar în același timp și un mesaj public pentru întreaga societate. Repet, indiferent de ideologia sau culoarea partidelor care au fost alese și sunt acum în Parlament, ar trebui să găsim puncte care ne unesc, nu ne despart unii de alții, pentru că suntem tot o parte a societății moldovenești și noi sperăm că acest apel al nostru nu numai ca să fie auzit de politicieni, dar și să fie corect apreciat, a spus el. Artur Reșetnikov a mai spus că PCRM ar putea să examineze posibilitatea inițierii consultărilor cu partidele parlamentare în scopul consolidării societății. Noi ne-am expus că am putea să examinăm posibilitatea inițierii consultărilor cu partidele parlamentare în scopul consolidării societății, întăririi independenței, suveranității, neutralității, reintegrării țării. Cu alte cuvinte, dacă partidele aflate în Parlament vor lăsa într-o parte unele divergențe și ideologii și vor lua ca bază opțiunea alegătorilor, cetățenilor care vor lucruri ferești, pace și bunăstare în Republica Moldova, în așa fel Partidul Comuniștilor ar putea să pună umărul pentru dezvoltarea Moldovei, a spus politicianul. În noul Parlament, PCRM are 21 de mandate, la alegerile din 30 noiembrie acumulând 17,48% din sufragii.